Mitropolitul Banatului, înalt preasfințitul Ioan Selejan, face apel la credincioșii din județul Timiș să fie solidari cu cei din județele afectate de inundații în ultimele zile. Având în vedere suferința atâtor frați și surori, atâtor cetățeni din județele Galați, Bacău, Vaslui, Argeș și nu numai, cu importante pagube materiale, dar din păcate și cu pierdere de vieți omenești, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, Arhiepiscopul Timișoare și Mitropolitul Banatului, încă de sâmbătă seară a făcut un apel către toate parohiile, mănăstirile, unitățile administrative bisericești ale eparhiei noastre să se alăture acestei nevoi de răspuns și acest apel a fost completat și către societățile comerciale din județul nostru, astfel încât Banatul să răspundă cu recunoștință la un alt moment în care și noi am fost încercați. Amintirile noastre nu sunt, iată, atât de îndepărtate, sunt vii încă rănile din 2005, când o bună parte din județ a fost afectat, nenumărate localități, și a fost nevoie de un răspuns, iar acest răspuns a venit și a venit din toate zonele țării. Așadar, cu recunoștință, înalt preasfințitul face acest apel pentru ca în următoarele săptămâni Banatul să răspundă, Timișul în primul rând, cu resurse, astfel încât eparhiile, atât episcopiile cât și arhiepiscopiile din zonele respective, să poată folosi în mod transparent și direct către familii acest ajutor. Trebuie să avem în vedere că, într-adevăr, statul va interveni și va rezolva problemele majore de infrastructură, însă oamenii vor avea nevoie, dincolo de minimul necesar, de un punct de pornire să-și reia viața de zi cu zi, și acest lucru îl putem face și noi ajutând fiecare în parte pe cât se poate. Bilanțul tragic a ajuns la 6 morți. O persoană este în continuare căutată. Aproape 6.000 de case sunt afectate, iar peste 300 de oameni au fost evacuați, iar pe mai multe drumuri nu se poate circula nici acum. Și pericolul nu a trecut, hidrologii anunțând un cod roșu pe mai multe râuri.